Am revenit în programul COZIBU. De data aceasta continuăm prezentarea cu următorii pași, mai exact introducerea pereților și ferestrelor în această zonă termică. E vorba de camera 1. Avem varianta de a introduce pereții și ferestrele folosind butoanele din partea de jos a ecranului, unde se văd acest buton de tip cărămidă și în dreapta avem fereastra. Primul buton pe care voi clica este Wall, deci peretele. Și acum avem două variante, fie apăsăm pe butonul Edition New, nou perete, fie apăsăm pe acest icon care se numește New. Ne-a creat automat un perete, care programul l-a denumit Wall de la perete 174, îi vom schimba imediat numele. Avem această fereastră, numele, o să schimbăm numele și o să punem perete Nord. Azimutul 0 grade, pentru acest program Nordul este 0, Estul 90, Vestul 270 și Sudul 180. Valorile acestea le găsiți și în manualul COZIBU, care îl puteți descărca de pe site-ul programului. În partea de jos, după azimut, avem slope. Este vorba de înclinarea peretelui și, evident, fiind vorba de pereți verticali, înclinarea față de orizontală este de 90 de grade. Dar dacă am fi avut pereți care îi dorim sub o altă înclinare decât cea de 90 de grade, am fi clicat pe butonul Other și vedeți, acum slope-ul se poate modifica și putem să schimbăm unghiul. Ar fi o variantă bună, de exemplu, de folosit în cazul unei șarpante la un pod. Altfel, avem varianta de ceiling, adică de tavan, și varianta de floor, de pardoseală. Mai devreme am creat zona noastră termică, camera 1. Era o cameră de 180 de metri cub, cu 10 metri lungime, 3 metri înălțime și 6 lățime. Prin urmare, primul perete să-l considerăm de 10 metri și 3 metri înălțime, deci 30 de metri pătrați. Statusul acestui perete, status din punct de vedere al luării lui în calcul în cadrul simulării numerice, este in order, adică este funcțional și va fi luat în calcul în simularea numerică. Dacă am fi creat acest perete, l-am fi dus până la capăt, am fi pus toate straturile și am fi vrut să vedem ce se întâmplă dacă zona termică nu ar fi avut acel perete. Ca să nu trebuiască să-l ștergem și după aia să-l facem la loc, E mult mai simplu să bifăm out of order. Out of order înseamnă că el nu va fi luat în calculul simulării numerice. Dedesubt, results output și no output reprezintă rezultatele pe care le putem obține cu acest perete. În cazul de față, programul nu propune niciun rezultat, la nivel de perete vorbind. Rezultate la nivel de perete pot fi următoarele: temperaturile pe fața interioară, exterioară, radiația solară, fluxul de căldură care trece prin acel perete. Deci vorbim de o sumedenie de rezultate care de cele mai multe ori nu sunt neapărat necesare, de aceea programul este automat definit cu butonul validat No Output și o să-l lăsăm așa. În partea de jos avem Boundary Conditions. Boundary Conditions reprezintă condițiile exterioare acelui perete, în cazul nostru este un perete exterior și vom dori să luăm în calcul temperaturile exterioare, dar și radiația solară, deci vom lăsa bifat exterior with solar radiation. Dacă n-am fi vrut să luăm în calcul radiația solară, am fi bifat exterior without solar radiation. Dacă am fi vrut să luăm un perete exterior without any flow, adică niciun flux de căldură să treacă prin el, atunci am fi bifat, mai puțin folosit această variantă, mirror volume. Este vorba de un volum pe partea exterioară peretelui care este cu aceeași temperatură ca cea de pe partea interioară și soil este vorba de legătura dintre pardoseală și pământ. În cazul nostru, fiind vorba de un perete din cei patru pereți ai zonei termice, vom lăsa exterior with solar radiation. Initial values pleacă de la o temperatură de 10 grade Celsius, sunt valorile default date de program cu care începe simularea. Bineînțeles, acestea se vor regla în urma simulării și vor ajunge la valorile corecte.
Următorul pas care trebuie să-l facem este să definim straturile acestui perete. Straturile se definesc apăsând Display the List of Layers, apăsând acest buton. List of Layers reprezintă straturile și în cazul de față avem 3 straturi, 1, 2 și 3. Camera 1 este vorba de volumul interior și External Volume este vorba de spațiul exterior zonei termice. Dacă am fi vrut să adăugăm mai multe straturi, mai multe layere, să spunem că avem beton, mai avem și izolație termică sau tencuială și așa mai departe, am fi apăsat pe butonul New. New ne adaugă mai multe layere. Dacă vrem să le ștergem, apăsăm pe butonul de Cut. You want to delete și acum o să rămânem cu 3 layere. Layerul 1 și layerul 3 în cazul acestei situații este vorba de rezistența termică superficială la fața interioară și rezistența superficială la fața exterioară. Prin urmare, ne ducem pe material, click dreapta și alegem Internal Vertical Coating, INT de la interior pentru că suntem lângă camera 1, da? Deci suntem către fața interioară, vert de la vertical și e vorba de un perete vertical, coating la fața interioară. Același lucru vom proceda de data aceasta cu External Vertical Coating și am clicat. Iar layerul de la jumătate, în cazul nostru, haideți să presupunem că avem un perete simplu din beton și o să ne alegem un click dreapta, Building Materials, beton, cel care l-am și făcut mai devreme, dublu click pe Width, pe grosime și o să trecem 0.3. Vedeți că în cazul programului, cel puțin în cazul meu, diferența se face cu punct, nu cu virgulă. 0.3, nu 0.3. Bun, 0.3, am validat, Quick and Save Modifications, am validat și am validat. Bun, acesta este peretele NOT. Ca să nu trebuiască să facem un alt perete și să repetăm aceeași procedură, o să dăm un click pe acest perete și o să facem Duplicate. O să apăsăm pe acest buton din partea de sus sau Additions Duplicate, Control F. Deci avem 3 variante, Control F, Edition Duplicate sau Duplicate. Și zice Copy 188 of perete NOT. O să-i schimbăm imediat numele și numim perete sud și o să schimbăm doar azimutul. Vă repet, pentru sud avem 180 de grade, așa apare conform manualului acestui program și validăm. Mai facem un duplicate, e vorba de perete est. Aici schimbăm azimutul 90 și schimbăm, bineînțeles, și lungimea. De data asta avem peretele cu latura mică, 6 metri, validăm. Și încă o dată, acest perete, voi da un duplicate, perete vest. (270°), 6.3, e ok. 18 metri pătrați. Bun, avem și 4 pereți. Următorul pas este să facem pardoseala și tavanul. Dăm un click pe butonul de New, un nou perete. Acum, bineînțeles, principiul este destul de clar. O să dau cancel, o să șterg acest perete și o să fac tot un duplicate pentru că vreau să-mi păstreze materialul, pot apăsa pe duplicate, click dreapta de două ori, pardoseală, azimutul este de tip floor, da? Avem o lungime de 10 cu 6, de 60 de metri pătrați, este în legătură cu solul, cu o pardoseală către sol și ce mai trebuie să facem? Trebuie să dăm click pe aceste straturi și o să schimbăm în loc de Internal Vertical Coating, să dăm un click dreapta și o să alegem Interior Floor Coating și Exterior Floor Coating. Da? Schimbăm coeficienții superficiali la fața interioară și exterioară. Același lucru voi face și pentru tavan, numai că de data aceasta schimbăm și punem vom modifica, bineînțeles, vom modifica și vom alege de tip ceiling.
imediat.